dragostea mea. Ți-le dau pe toate ție să fii fericit cu mine. Dacă inima ar vorbi și ți-ar spune ce e în ea, mă, sigur te-ai îmbolnăvi, dragostea te-ar chinui. Dacă inima ar vorbi și ți-ar spune ce e în ea, mă, vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine la Risajul, de la emisiunea Viața Dincolo de Aparențe. Astăzi este o zi minunată, 2 noiembrie este ziua mamei mele, îi urez și eu un călduros la mulți ani, să fie fericită, iubită, să dea Dumnezeu tot ce e mai bun, te iubesc, la mulți ani, mama. Astăzi am o invitată specială, după cum ați și văzut, am început această emisiune cu cântec, frumos, cu petrecere. Îți mulțumesc tare mult, Loredana Șotea, că ești alături de noi. A venit tocmai de la Craiova pentru noi astăzi, aici, în platou, la Deva, să fie cu noi și să ne povestească lucruri dincolo de aparențe. Bună, draga mea, să știi că și eu îți mulțumesc pentru invitație. În primul rând, la mulți ani mamei tale, tale să fie sănătoasă și fericită. Și mă bucur tare mult că am putut ajunge astăzi la tine să ne întâlnim, să vorbim ca fetele. Ca fetele, da. Exact. Aici, în emisiune, toată lumea se destinde și vorbește lucruri ca dincolo de aparențe. Lucruri care știu că ai foarte mulți fani. Adică și eu am devenit oarecum fana ta, pentru că noi ne-am întâlnit la un eveniment eu am prezentat și ne-am întâlnit acolo. Are o voce extraordinar de frumoasă, după cum ați și văzut. Este frumoasă, este talentată și mie îmi place să promovăm așa și să aducem oameni super de calitate aici în platou. Hai să mergem așa un pic cu dedesubturile, să începem. De la câți ani ai început tu să cânti? Larisa, am început la evenimente, propriu zis, de la vârsta de 14 ani, dar cu muzica am început să cochetez de la 7 anișori, cam așa. Prima dată, drept să spun, mi-au plăcut foarte mult dansurile pop, astea cu pampoane, cu diferite chestii, după care m-am dus către popular, către folclor, dansurile populare. Și apoi, ulterior, m-am dus către voce. Am mers prima dată, mi-aduc aminte că m-a dus mama mea la Turceni. Acolo am fost la primul profesor de canto, după care m-am mutat, m-am dus către Craiova. După care am ajuns la Târgu Jiu, unde am și rămas și acolo mi-a plăcut tare mult de profesorul pe care l-am avut, domnul profesor Ion Drăgan. Și corepetitorul Gigi Tița, care astăzi îmi este socru. Oh, ajuns să fie socru, da. Nu cred. Da, da. Deci voi sunteți o familie de artiști. Exact, da. Tatăl meu a cântat, fratele meu cântă, deci provin dintr-o familie de artiști. Foarte frumos. Care consideri tu că este cea mai mare realizare a ta din cariera pe care tu o ai? În acest moment cred că melodiile proprii pe care le am. Și oamenii, nu m-am așteptat niciodată că la vârsta de 21 de ani să am un public atât de numeros, care să mă placă și să ne întâlnim pe stradă, să-mi ceară să facem fotografii împreună, cred că asta. Da. Cum te pregătești așa pentru melodițiile? Faci tu singură? Adică ai compus tu sau ai pe nu, cineva? Am ajutoare. Nu am o singură persoană, am ajutoare și cer sfaturi și... Super. Ce anume te atrage așa în muzica asta populară? De ce ai ales muzica populară și nu ai ales, de exemplu, muzica ușoară, care, da, ești tânără, ești frumoasă și mai ales tineretul de ziua de astăzi tind despre alt gen de muzică decât populară? Să știi, cred că costumul și farmecul, costumul în principiu, ți-am zis când eram micuță, le-am încercat pe toate și atunci când am îmbrăcat costum popular, m-am simțit alt om. Mă simt cel mai confortabil atunci când îmbrac costum popular. Are o poveste așa, costumul tău?
pe care îl port astăzi? Da. Să știi că nu. Iuța, ea pe care o am, am primit-o de la prietenul meu, Maria Medregoniu, și pe această cale salut și mulțumesc din suflet, mi-a dorit cadou la, de ziua mea. Și în rest, tot ce am, le-am primit de la ori diverse concurse pe care le-am câștigat și le-am l-am achiziționat. Asta vorbește despre costumele pe care le-am și acasă, dar și de la bunicuțele din sat. Așa le spun eu, bunicuțe. Uh-huh. Toate sunt bunicuțele mele. Am început să mă vadă la diverse emisiuni la televizor și am început să sune pe mama mea. Am și eu câteva costume, vreau să îi le dau pentru că mi-e tare drag de ea. Și așa am început să fac să le achiziționez pe toate. Da. Ne poți spune o poveste din spatele unei melodii? Da, am o melodie dedicată tatălui meu. Nu știu câți dintre telespectatorii care ne urmăresc azi știu că tatăl meu în urmă cu aproximativ 2 ani a decedat. O boală cruntă. Deja în acest moment toată lumea vorbește despre ea. Și i-am creat o piesă special pentru el, și atât filmarea cât și melodia atunci când s-au făcut, mi-a fost foarte greu să o și înregistrez, dar să o și filmez. Melodia este filmată și împreună cu fratele meu, un videoclip superb, mi-a plăcut tare mult și sper din suflet că de acolo de unde este mândru de noi astăzi. Cu siguranță. Și, sincer, din momentul în care el nu a mai fost, tot ce am creat și tot ce sunt astăzi sunt pentru el. Doar pentru el în acest moment. Ce frumos. Da, sunt emoții și mă bucur că poți să spui aceste lucruri așa cu, să știi că cu o speranță în ochi. Mi este tare drag să vorbesc despre el pentru că este modelul meu în viață. El m-a învățat cum să pășesc pe drumul acesta, pentru că e un drum foarte greu și cu oameni răi. Și m-am învățat că în jurul meu vor fi și oameni buni, dar și oameni răi, care nu vor neapărat succesul. Și pentru asta îi mulțumesc pentru tot. Și știu că de acolo de unde este mă privește atât pe mine cât și pe fratele meu și este mândru de noi. Uite, acum tu, dacă tu suntem aici la capitolul acesta, ai avut vreun obstacol așa în cariera ta? Să știi că nu. Nu. Nu m-am împiedicat până în momentul de față nimic să fac ceea ce mi-am dorit. Dar sper din suflet ca Dumnezeu să fie alături de noi și să meargă drumul lin așa cum mi-a mers și până acum. Da, după cum ai spus și tu, trăim vremuri mai puțin bune. Exact. Și se promovează foarte mult și non-valorile decât valorile. Tu ai o voce extraordinar de bună și ești foarte talentată. Ți s-a întâmplat să nu fii atât de apreciată pe cât ai fi meritat să fii și să fii altcineva care nu ar fi cu o voce atât de bună ca a ta? Să știi că nu. Până în acest moment, nu. Nu mi s-a întâmplat niciodată și nu cred că m-aș demoraliza, pentru că fiecare are publicul ei. Încredere în tine. Exact. Uh-huh. Este lup sub soare, cum se spune, pentru toată lumea și eu pe toți îi susțin și la rândul lor, probabil și ei mă susțin pe mine și mă apreciază. Da. Cum vezi tu așa muzica populară, evoluția muzicii populare în vremea noastră? O artă. A plecat de la ceva micuț și nu mă așteptam niciodată ca acum să se păstreze, în primul rând, tradițiile. Pentru că dacă vorbim despre muzica populară, vorbim și despre tradițiile în trecut. Nu mă așteptam să se păstreze atât la evenimente, la nunți, mă refer, pentru că eu am și o formație, sărim dintr-un subiect în altul. Da, da. Nu, e foarte bine, poți da. Să le spui de toate aici. Avem și o formație și mergem și la anunți, la evenimente, uneori chiar și la tradiții, pentru că sunt cereri și în unele zone sunt tradiții foarte frumoase, foarte frumoase, se păstrează de atunci, din trecut, exact cum erau. Care este zona ta așa mai de suflet? Gorjul, da. Da, eu sunt la Interferență, stau la Interferență, mai exact în apropierea orașului Filiaș. Comuna Ionești se numește, unde stau eu mai concret, de unde sunt. Da. După care, pentru că, așa cum ți-am zis, am mers la
o școală populară din Târgu Jiu. Acolo am făcut și liceul Constantin Brăiloiu, liceul de muzică. Și acolo am stat aproximativ 3 ani jumătate, aproape 4. Deci am crescut acolo, am copilărit de la vârsta de 14 ani până la vârsta de 18 ani, 19, acolo am stat în Gorj. Deci ești o gorjancă. Da, da. Ai primit, ai avut ceva premii sau că știu că am mers undeva. La, la început, am mers la destul de multe concursuri, am luat locul 1 la Sus la Munte, la Moșel, dar după care m-am demoralizat. De la un alt concurs la care am fost și nu am primit niciun premiu și acolo mi s-a părut că am cântat ok, dar alți copii au fost mai slabi decât mine și de atunci nu am mai fost la niciun concurs. M-am demoralizat foarte tare, mama mea mi-a spus, haide să nu mai mergem, că tu știi, îți știi valoarea ta și haide să nu mai mergem pentru că altfel scazi... Și am hotărât să nu mai merg. Dar din ce motiv? Crezi că concursurile sunt, hai să spunem așa, plătite? Majoritatea da. Majoritatea da. La concursul respectiv deja știam cine o să ia trofeul, premiul 1, premiul 2 și asta m-a deranjat cel mai tare. Nu m-a deranjat faptul că nu am luat, pentru că sunt zile în care nu am vocea la mine, în ghilimele spus, și s-a întâmplat. Asta m-a deranjat cel mai tare pentru că deja știam înainte cu o zi cine va lua premiul respectiv. Ce mesaj ai pentru tinerii care sunt în locul tău, cum ar veni, interpreți de muzică populară și sunt în aceeași impas, problemă ca ta? Adică își doresc să meargă la un concurs, dar din cauza asta probabil sunt mulți care refuză. Să știi că acum i-aș susține să meargă. Meargă. Și să nu intereseze de ce spun oamenii din jur și nici de-a... Într-adevăr, dacă câștigi un premiu e foarte important. Dar și dacă nu-l câștigi, ai câștigat experiență, ai câștigat prieteni noi, pentru că acolo te împrietenești cu foarte mulți copii foarte talentați și cred că asta e cel mai important. De asta spuneam că mi-aș dori ca de la anul să încep din nou să merg la concursuri. Mi-a venit așa o chestie și chiar mi-aș dori. Da, aici vorbim și despre psihic. Că, exact. Trebuie să stai bine și cu psihicul, pentru că altfel nu cred că faci față, dar atâta timp cât îți dorești să mergi, știi în ce te bagi, într-un concurs, că de asta se numește concurs. Da. Da, dar vezi că dacă știi dinainte ce se întâmplă, chiar trebuie să fii cu psihicul foarte tare, da. Pentru că tu știi ce evaluare e și îți știi talentul. Și... Da, acum trecând prin asta, nu mă mai interesează. Important e să apar acolo pe scenă și să mă vadă juriu și să le rămân, măi, fata aia a avut ceva, chiar dacă n-a câștigat, că au fost alte, dar fata aia a avut ceva. Da, să știi că așa se întâmplă, de foarte multe ori, să fie un concurent și să rămână acolo, asta spună, băi, dar de ce n-a luat niciun premiu, că are o voce extraordinar de frumoasă. Asta îmi doresc, dacă voi merge de acum înainte la concursul ăsta, îmi doresc, nu neapărat pentru premii, pentru că sunt mulți artiști în ziua de azi, nu vreau să merg pe principiul ăsta, dar sunt mulți artiști în ziua de azi care poate n-au fost la niciun concurs și sunt foarte sus. Deci da. Nu știu cât de mult contează asta. Da. Noi mai lăsăm acum publicul să se bucure cu o melodie interpretată de tine și după revenim. Să faci legile, că știi să le faci cu rost, cocoșul ca să ai fost mai. Să-mi trăiești, măi socrule, mulți ani să faci legile, că știi să le faci cu rost, cocoșul ca să ai fost mai.
și mărcele. Și-ai păcătuit cu ele. Să-mi trăiești, măi socrule, mulți ani să faci legile, că știi să le faci cu rost, cu coșul ca să ai fost mai. Să-mi trăiești, măi socrule, mulți ani să faci legile, că știi să le faci cu rost, cu coșul ca să ai fost mai. Că știi să le faci cu rost, cu coșul ca să ai fost mai. Să-mi trăiești, măi socrule, mulți ani să faci legile, că știi să le faci cu rost, cu coșul ca să ai fost mai. Hey! Bun, acum oamenii au ascultat melodia ta și le-ai spus să dea volumul tare la televizor și să petreacă, pentru că o să și încheiem această emisiune cu încă o melodie de-a ta. Dar eu acum vreau așa să te provoc pe tine. Oare e prea dimineață să ne cânți așa live o strofă? Nu cred că e prea dimineață. Spune-mi... Ce vrei tu, uite, de așa. Dragoste, de ce vrei să fie? De ce vrei tu, uite, de ce vrei tu pentru noi, pentru mine, uite, pentru... Uite, o să-ți cânt un refren dintr-o piesă care a prins, zic un refren că e prea de dimineață. Da, noi filmăm, dragilor, dimineața de la ora 11 și doar la 17.30 da. Așteptăm pe postul de televiziune. O să-ți cânt un refren dintr-o melodie tare dragă și care a prins foarte bine la public. Chiar și la evenimentele la care merg, oamenii o cer. Când iubești cu inima, nimic nu mai contează, nici bani, nici ambiția, și numai la cine ea visează. Că n-o cumperi, nu-i de vânzare, las-o unde vrea, măi, nu ține închisă în zăvoare și nu purta teama mea, mă. Doamne, deci cânti extraordinar de frumos. Eu nu vreau să te mai oprești. Acum e prea de dimineață. Mai vrem ceva. Mulțumesc din suflet. Foarte frumos, ai o voce extraordinar mulțumesc de frumoasă. Mulțumesc. Ai, să știi că foarte puține artiști au curajul așa să cânte live. Da, am auzit și asta, dar cred că asta e cel mai frumos. Adică eu sunt oprită și de oameni care mă apreciază. Și cântă pe ceva. Când mă comport de la spectacole, cântă-mi, te rog, ceva să te înregistrezi și când fără nicio problemă. Adică mi-e foarte drag asta. Toate spectacolele tale sunt 100% live? Singurul spectacol care nu a fost live a fost unde ne-am întâlnit. Serios? A fost singur, pentru că au fost câteva probleme. Nu am știut, pe drum am fost sunată că formația respectivă nu o să mai vină. Eu chiar nu știam, dacă nu spunea da. Acum, am nu făcut știam. Un live apoi pe TikTok, pentru că au fost câțiva oameni care îi vedeam pe buze. Pe buze. Eu ne cântând niciodată playback. Playback, da. Da, poate cu negativul, dar vocea mea tot timpul a fost live. Da, ne da, cântând da. Niciodată playback la spectacole, le citeam pe buze. Cred că mimează, cred că... Ai. Mă simțeam foarte proști, mai stăteau și cu telefoanele așa să filmeze, da. Și apoi când a doua sau a treia zi, ce m-am liniștit cu evenimentele, am făcut un live și m-au întrebat. Te-au întrebat? Da, la Curtea de Argeș, nu? Zic bine. Da, Curtea de Argeș. Ai cântat playback. Îți dai seama că le-am recunoscut și am zis că da, am cântat playback, pentru că au fost ceva probleme, n-a mai venit formația respectivă, nu am fost anunțată să-mi iau negative și tot așa. A trebuit să facem ceva să fie în regulă. Da. Dar a fost pentru prima dată la spectacole. În rest, cânt live cu formațiile care sunt acolo sau formația mea. Da.
Păi asta e că e păcat. E păcat de vocea pe care o ai să nu cânti live. Și... Da, ți-am zis, m-am simțit foarte prost. Că oamenii vedeau și le citeam pe buze, cum sigur cântă. Cântă. Da, dimineața. Nu e ea. Nu e ea. Da. Da. Spune-ne despre, nu știu, planurile tale de viitor. Ce-ți dorești? Ce-și dorește Loredana Șotea ca artist să devină peste câțiva ani? Unde te vezi? Îmi doresc, în primul rând, să fac un album. Să-mi fac un album, albumul meu și să-l pot scoate pe piață. Cred că asta e cea mai mare dorință. Nu știu cât de mult se mai ascultă acum, mai cumpăr oamenii acele CD-uri, sau, dar asta e dorința mea în primul rând. Și apoi să ajung cât mai sus cu folclorul. Îmi doresc să intru într-un ansamblu și momentan atât, nu vreau să-mi fac planuri pe viitor. Pe viitor. Da. Pentru că toate vin așa de la sine și vreau să mă bucur de ele pe moment. Da, să știi că așa sunt și eu. Toată lumea când mă întreabă ce planuri ai, parcă am impresia că nu pot să-mi spun planul, că râde Dumnezeu de mine, știi? Da, și asta, da, și asta. Că de foarte multe ori las totul să curgă așa și spun: Doamne, dăm ce e mai bine pentru tine, pentru mine, ca să... da, și pentru că tot m-ai întrebat de planuri, îmi doresc din suflet, nu știu dacă telespectatorii știu, eu în fiecare an, după ce a decedat tatăl meu, îi organizez un spectacol la mine în comună. Am în comuna Ionești, județul Gorj, pe data de 1 aprilie, când s-a născut el, atunci era și ziua lui. Și în fiecare an, de când s-a întâmplat, îi organizez un spectacol în care vin artiști și cântă special pentru el. Oamenii se distrează pentru că lui îi plăceau petrecerile. Da. Da, el se simțea cel mai bine cu petrecerile și oamenii vin, se distrează, mănâncă, pentru că sunt și diverse tarabe. Și totul este memoria lui sau în cinstea lui, pentru că mie așa îmi place să-i spun. Cât de frumos, foarte frumos. Da. Și vă așteptăm și pe voi. Da. Cu drag, îți dai seama că dacă e să... Ți-am spus că am așa cu tine, de când te-am văzut, uite, sunt oameni care se lipesc așa, așa este, da, și oameni da. Cu care te vezi, te salut și parcă nu-i mai cunoști niciodată. Da. Și de prima dată când te-am întâlnit, parcă s-a lipit așa ceva, nu știu, ceva foarte drag. Și am și zis: Doamne, ce mi-aș dori să fac o emisiune cu tine, așa, sau să, cine știe, venim la un eveniment, la un spectacol, să putem să cu filmăm. Cu tot drag, și uite, să... cred că ar fi un moment... Da. Un moment foarte bun. Să dăm mai departe, chiar dacă noi suntem în Ardeal aici, da. Ai venit spre Ardeal, dar de ce nu? Putem să facem, uite, vine 1 decembrie, da, putem să facem ceva iară frumos cu 1 decembrie. Da, deci tu ești în partea de Gorj. Da, De Gorj, de acolo. Vine Crăciunul. Trece timpul foarte repede. Să știi că anul acesta a trecut foarte, foarte repede. Chiar dacă am avut foarte multe evenimente. Acum a fost august. Da, acum a fost. Da. Da. Ce planuri ai de sărbători? Cred că o să cântăm. Deci, în principiu, ajunul Crăciunului, Crăciunul, de fiecare dată l-am cântat. În acest moment nu avem nimic pentru ajunul Crăciunului. Dacă nu va veni un eveniment în care să îmi pot include și familia, cum a spus și de mama mea, de bunici, de viitorii sogri, o să stăm împreună. O să refuși să stăm împreună măcar, sau cel puțin, de ajunul de ajun, Crăciunului. Dar pentru că de Revelion suntem, cântăm. Dacă unde cânti? La Băilești. În orașul Băilești, județul Dolj. Sper că am zis bine. Așa că vă așteptăm, de ce nu și pe voi acolo, chiar dacă este departe. Noi, știi că lumea umblă. Da, chiar dacă este departe. Suntem tot în vize, nici eu nu știu unde dar să fiu. Dar știi cum se spune? Că de Revelion să nu pleci de acasă. Așa se spune? Să te prindă Revelionul acasă. Acum... Așa sau se... mai bine spus, cu bani în buzunar. Cu bani în buzunar. Da. Noi putem să plecăm oriunde, dar să avem, da, bani, să avem bani în buzunar. Da, da. Da. Da, uite, și eu prezint evenimente, după cum știi, și chiar nu știu unde o să am de prezentat
evenimente anul ăsta de Revelion. Cred că e important să faci și să fii unde te simți tu bine și... Da, da, mie mi s-a spus undeva la Suceava. Bun, da. E bine, nu e departe. Nu e departe, da, poate totuși rezolvăm te cumva mai apropii, să țin mai aproape. Da, pentru că de la ora 12 mi se termină evenimentul, la tine da, e frumos da, că da. Se cântă toată noaptea și poți să petreci cu așa, da, și să plec la ora 12 noaptea sau să stau singur în camera de hotel undeva, mai bine da. Aleg undeva să fiu mai aproape. Da. Așa este, da. Deci, Loredana, tu ai planuri de măritiș? Mai să știi că da, viitorul meu soț, de logo, da, m-a cerut de două ori chiar, de pentru două? Că prima dată mi-a cumpărat un el, nu mi-a plăcut atât de mult, recunosc, i-am spus și lui, i-am spus, dar el nu a știut exact cum ar trebui să arate un inel de logodnă și a cumpărat unul mai... Dar cum i-ai spus? Că nu-mi place. Vai. Noi avem o relație foarte deschisă, ne spunem tot ce ne deranjează și... De cât timp ești într-o relație? Aproape 6 ani. Aoleu. Dar am avut un an pauză. Un an pauză? A fost mici chestii da. Și a după fost un an. După tot destinul v-a adus seara exact, împreună. Exact, am spus că dacă Dumnezeu dorește să fim împreună, o să fim. Sunt de la vârsta de 14-15 ani. Dacă tot am deschis subiectul, da. S-a dat puțin cum ne-am cunoscut. Da, da, chiar te rog. Mergând la școala populară, unde ți-am zis că tatălui mi-a fost corepetitor, cred că i-a povestit lui acasă, măi, a venit o fată frumoasă. A doua zi, când am fost practic al doua oră, a venit și el. Și tatăl lui, îi tot spunea mai mele, măi, Andrei al meu moare după lor, Andrei al meu, nu știu ce, Andrei al meu. Și uite, așa am început să vorbim prin mesaj, el având iubită în acel moment. A, bun, e mai da. Mare decât tine. Da, el are 23, eu am 21. Da. El având iubită, vorbeam strict prietenește, după care tot mergând la școală, mi-era foarte rușine de el, probabil că îl plăceam de asta, dar nu, da. Nu știam exact ce înseamnă, el este primul meu iubit, primul meu bărbat, primul meu tot. Și a venit la mine, eu aveam o carnă cu apă în mână. Și n-am știut ce să-i spun și l-am întrebat doar vrei apă. Și el s-a uitat la mine și a început să râdă și a zis nu. Nu, mersi. Oare s-a speriat de mine? Mă gândeam, oare s-a speriat de mine? De a reacționat așa. Da, și apoi am început să vorbim, să vorbim. Părinții mei nu știau că noi discutăm prin mesaje. Ne-am întâlnit de 2-3 ori la cafea. Asta sau la ce vârsta mea? Când... 15 ani. Mă mai duceau și bunicii la școala populară. Și bunica când își făcea cumpărăturile acolo în oraș, eu ieșeam cu el în parc. Aveam o băncuță unde ne întâlneam. Ce frumos! Da. După care el a început să cânte cu tatăl meu și cu fratele meu. Și el e artist. Da, 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 el cântă cu fioara, cântăm împreună. De data viitoare îl chemăm și pe el în emisiune. Da, da. Cântăm împreună și a început să cânte cu tatăl meu. Tatăl meu s-a prins că noi vorbim și toate cele și tot îi spunea mamei mele, Mari, așa o cheamă pe mama mea. Mari, ăștia doi vorbesc. Vorbesc, da. Dar lasă, îi las. Îi las că sunt sub ochii mei acum, dar ăștia doi vorbesc. Mama știa că vorbim, pentru că eu îi spuneam mamei mele tot. Ulterior le-am povestit că vorbim că... și a fost de acord. Nu știu cum a fost tatăl meu de acord să am o relație la 15 ani jumătate, 16 ani, când deja a aflat el, dar a avut mare încredere în el și l-a iubit tare mult. Foarte mult l-a iubit. Exact ca pe copilul. Cum ne iubea pe noi, așa îl iubea și pe el. Ce frumos! Da. Și după a trecut timpul și ați rămas împreună? Da, a trecut timpul și am rămas împreună. Ideea este că atunci când tatăl meu a decedat, noi doi eram în acea pauză. Și a aflat, a venit acolo și imediat după nebunia respectivă, pentru că așa o pot numi, nu mi-aduc aminte mare lucru, ne-am împăcat. Și cred că asta a fost și mâna lui. Pentru că el își dorea tare mult să ne împăcăm. Da. Și ai primit cererea? Am primit cererea, da. Primul inel l-am acceptat și l-am apreciat pentru că a fost din suflet. Celălalt mi l-am dorit. Pentru că așa trebuia să arate inelul meu de logodnă. Și l-am primit și pe cele pe care mi-l doream. Cum a fost cererea în căsătorie? Înainte să mergem de Revelion m-a cerut. Cu primul inel respectiv, primul inel, da. Pentru că aia a fost cererea cea mare.
l-a adus acasă, noi ne pregăteam să pornim către restaurant și tot el voia să-i arate cum natei mele. El oricum voia să ia un inel cu regină, ceva de regină, el era da. Că eu sunt regină. Și el sunt o fire foarte curioasă de fel și m-am dus repede să văd exact ce e acolo și n-a putut să ascundă de mine și direct, iubi, vrei să fii soția mea? Și îți dai seama, a fost tare frumos, pentru că oricum da, a fost foarte original, așa. Exact, exact, da. Nu îl vedeam oricum pe el să se pună în genunchi, să facă cu flori. Nu. Are și... E o fire romantică, dar nu foarte. Are puțin romantism acolo. Și te-a cerut în căsătorie? Și m-a cerut, da. Am spus da și ne dorim ca în anul 2024, încă nu știm data și luna, să facem și noi cununia. Și apoi nunta, pentru nuntă las pe fratele meu prima dată și apoi noi. Ai un frate mai mare? Da, am un frate mai mare, da. Super. Și ai spus, nu-mi place inelul. Da, i-am spus, nu-mi place inelul și... Am văzut acest inel la o prietenă și am spus, tu așa trebuie să arate inelul meu. Și i-a dat comandă, i-a spus, nu știu unde ai dat tu comandă, îi spui să-mi aducă și mie un inel la fel. Și mi l-a adus. Și ți l-a adus, da, este foarte da, frumos. Da, mulțumesc. Chiar da. Este foarte frumos. Da. Nu știu cum e celălalt. Era așa cu pietricica în sus. Pietricica în sus? Mă gândesc că nu știu dacă aș avea curajul să-i sun de... Ba, i-am spus, dar nu i-am spus în acel moment. A, nu i-ai spus? Nu, că nu i-am spus chiar, nu știu, tot. După o lună, două, adică el știa că nu-mi place atât de mult, știa exact modelul pe care eu mi-l doream, dar el în ziua respectivă voia să mă ceară. Nu a găsit modelul respectiv, a luat un inel. A luat un inel, exact, da. Exact. Da, deci bat clopotele de nuntă. Da, vă chem la cununie, la nuntă, da, la ce vreți voi, sunteți invitați. Da, venim aici cu toată formă, normal, toată normal, echipa da, de vreau televiziune. Vreau să fac și cununia, chiar dacă de obicei cununiile se fac mai micuți, eu vreau să fac una mare și frumoasă. Una mare, da. Da? Să răsune acolo. Da, să știi că îmi plac foarte mult petrecerile. Cum sunt tradițiile la voi în Gorj? Să știi că avem tradiții foarte... Este cu alai, cu vin, cu nuntaș, cu da. Miri, cu nașii, da, se duc după mireasă. Da, dar să spun sincer, nu-mi doresc. A, nu-ți dorești. Nu. Deci vrei mai simplu. Cred că nu-mi doresc pentru că am fost la prea multe nunți. Și ai văzut ce se întâmplă. Da. Și cred că asta e singurul motiv. Sunt foarte frumoase, normal, doar ce vorbeam despre tradiții, dar nu îmi doresc eu. În schimb, îmi doresc atunci când o să îmi pună voalul să am lângă mine un taraf. Țambal, vioară, toate reci, instrumente reci, să fie exact taraf cum se cânta pe vremuri. Asta îmi doresc. Bun. Deci ai visezi da, frumos, da, da. Să se și îndeplinească tot, Doamne, și cu siguranță ajută, se îndeplinește. Noi mai avem vreo 7 minute, după o să intrăm așa cu încă o melodie să terminăm, dar mai vreau un pic în fi să ne mai cânti un pic live. Păi spune-mă ce să mai cânt. Ce vrei tu? Nu știu, nu vreau să te las așa, par prea frumos cânti. Uite, o să-ți cânt tot un refren, sunt cu refrenele astăzi. Cu refrenele. Am scos o piesă pentru socrul meu. Bun. Și pentru toți socrii. Toți socrii, da. Da. Să-mi trăiești, măi socrule, mulți ani să faci nopțile și din tot sufletul spun că ai tot ce e mai bun. Să-mi trăiești, măi socrule. Asta era să nu se supere soacra. Să nu se supere soacra, da. Bun. Și trebuia să termine refrenul, dar să nu se supere soacra mea, pentru că următoarea melodie va fi pentru soacra. A, pentru soacra, bravo. Da. Aia vreau să spun și eu. Exact. Măi, socru, am zis socru, că trebuie să mă opresc neapărat să spun despre de soacră. Da. Neapărat viitoarea melodie, pentru că tot timpul atunci când merg la evenimente, o când de obicei această piesă, da. Și se uită, dai seama, viitorii socri se uită la mine, la noi, pentru că de obicei mergem împreună și spune, uite, el prin casă, vezi? Nora mea a făcut piesă cu mine și ea. Face și cu mine. Urmează. Da. Deci acum urmează cu soacra. Da, dar să știi că și socrii mei cântă. A, și socrii tăi cântă. Da, da, deci vezi, nu m-am oprit degeaba din cântat. Da. Socrii mei, de socru ți-am zis, este profesor și cântă și la evenimente și soacra mea este profesoră și cântă și la evenimente. Deci am noi înțeles. Suntem o familie deci așa toți o familie. Mare, cum mare. E să vă întâlniți toți la masă și cântați? Aia vreau să vă întreb. Să știi că da, da, se mai cântă, cântăm, da? Da, da, mai ales socrii mei înainte de eveniment tot timpul repetă. Și la noi în casă tot timpul este muzică, este televizorul muzică. Maxim. Dar voi, să zic că, nu știu, stați așa la un pahar de vin toți și da, se cântă. Da, să știi că da. Cel mai mult atunci când se întâlnea cu tatăl meu, socru, se cântă.
cântau. Bea și un pahar de vin, cum se face. Da. Și el lua acordeonul. Nu te chema pe tine, hai să ne cânti și eu. Amândoi. Și noi, practic, să ne uităm la ei, de fapt, cum se cântă și cum ne dădeau lecții. Ah, vă dădeau lecții. Exact. Și socrul meu lua acordeonul, tatăl meu cu vocea și începeau. Vedeți cum se cântă? Ia uite piesa asta, ia uite asta, ia uite asta. Exact așa se... Deci era un exemplu pentru voi. Da, da, da. Deci soțul tău cântă la vioară, ai la spus. La vioară, da. Bun. Fratele meu cu orga. Cu orga. Și cumnata mea cântă cu vocea. Și cumnata ta cântă. Și suntem, practic, când mergem la evenimente, o familie. O familie, da. Foarte frumos, da. Chiar foarte frumos. Dar acum să vezi cum o să ții numele tău, adică cu asta ai început. Cu exact, Loredana, exact, și da. Deja da, e... da. E un brand. Da, păi, la început formația noastră se numea, îmi purta numele, dar după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, am decis să-i poarte lui numele. Da. Și pentru că, practic, el a creat formație și noi doar am adăugat pe parcurs. Membrii. Și formația ta e Loredana Șotea. Exact. Da. Foarte, foarte frumos. Ne-ai spus foarte multe lucruri așa, de desubturi. Ce pot să zic eu ție, că decât să-ți urez mult succes, Doamne, în tot ceea ce faci. Doamne, ajută la toată lumea, mulțumim. Și să ne vedem cât mai curând. Cu tot dragul, ți-am zis, cu tot dragul, ce planuri ai, mă contactezi. Trebuie și să faci ceva așa mai dragul. Special, să vorbești și cu colegii mei, trebuie să-i... Conving și pe ei să facem așa o călătorie, să mergem, să facem și în afara studioului. Îmi plac tare mult emisiunile în afara studioului, că aici parcă stai și altfel când, nu știu, ne vedem la un ceaun, la ceva frumos, tradițional. Cred că de 1 decembrie ar fi... Ar fi ideal, da, să facem. Găsim o locație undeva frumos și... Să știi că m-am gândit la asta, dacă tot ai deschis subiectul, m-am gândit chiar la mine acasă să fac o mini-emisiune, dacă vă să-i spun, să facem așa mari, cea une mari, și să cântăm. Și pentru să că cântăm, noi suntem o familie de, de artiști, de ce să nu facem asta? Voi ar trebui să faceți chiar o emisiune. Da, da, exact. Da. Da, foarte frumos. Deci, unde te găsesc pe tine toți cei care te urmăresc? Pe Facebook, Loredana Șotea, Instagram, TikTok, dar și pe YouTube, peste tot sunt cu Loredana Șotea. Deci ne vedem, cred că în ultima perioadă a luat amploare TikTok-ul. Îți și place pe TikTok? Da, și am foarte mulți urmăritori și foarte multe aprecieri, așa că vă aștept acolo să postez mai des. Faci live-uri pe TikTok? Foarte rar. Foarte rar. Foarte rar la evenimente fac, în rest nu. Dar atunci când fac, îmi intră destul de mult și îmi spun, de ce nu mai faci și tu live-uri? Să ne mai cânt, să mai vorbim. Când ți-a să zic, cânti pe live-uri? Da, dacă de multe ori cânt. Iar atunci când sunt la eveniment, pun pe cineva să mă filmeze și fac live atunci, faci direct live, în eveniment. Da. Le place tare mult publicului meu asta, da. Păi să mă gândesc și eu să fac și eu live-uri când mă duc la prezentări. Să știi că ar trebui. Da. Da. Că e lume, sunt o grămadă de artiști. Da. La mine e problema tot timpul încărcătorul, deci eu nu am baterie niciodată. Păi ce e o baterie din asta de se lipește acum pe spatele telefonului, am văzut și eu la o prietenă. Niciodată nu am baterie. Când vreau să fac ceva, nu am baterie la telefon. Da, draga mea, ce să-ți mai zic eu ție decât să ne vedem cât de curând, Doamne, după ajută, cum am mai zis. Și cu tot dragul, așa cum ți-am spus și eu. Da. Mai ai ceva să transmiți publicului tău? Nu știu, despre folclor. Ce e un mesaj așa despre toți tinerii care merg pe acest drum? Să facă tot ceea ce simt. Cred că asta e cel mai important. Și exact ce simți pe moment să mergi să faci, pentru că chiar dacă te vei căi, cum se spune, măcar următoarea dată nu vei mai greși. Dacă tu consideri că fapta respectivă a fost o greșeală. Da. Deci din orice învățăm. Exact, exact. Și referitor la mine, să mă urmărească, pentru că am mari surprize pentru ei. Și ei știu că, așa cum mă prezint la televizor, sunt și în viața de zi cu zi. Adică eu pe story cu ei pe Instagram sunt cine machiată și vorbim tot felul de tâmpenii, de exact ce îmi scriu ei, eu le răspund. Da, se vede că ești foarte naturală. Da, îmi place tare mult să fiu exact așa cum sunt și cu ai mei nebună, așa mă descriu, o nebună. Acum te-au văzut și dincolo de aparențe. Da. Eu ce să zic, îți mulțumesc din nou, mulțumesc și tuturor și ne vedem și joia viitoare. Vă îmbrățișez! Au liliță firea-ți voi, dușman celor cu nevoi.
dușmancilor vorbe rele o foc. Nu vă vreteți voi ca mine, o foc. Că pe unde trec la surme, o foc. Plângeți în perina voastră. Pe mulți mi băgai în boală, o foc. Nu vă vreteți voi ca mine,